Seara bună și la mulți ani într-un an nou fericit la Lumea în Obiectiv, Radio Glas România. Vă ce oferă această emisiune mai nou doar pe Facebook. Dar ne bucurăm că putem să vedem această emisiune și pe pagina Radio Glas România, dar și Lumea în Obiectiv și Mircea Cosel Bratosin, unde suntem în direct la acest început de an, prima ediție 2017 și ne bucurăm să fim împreună. Pentru această seară am pregătit trei teme speciale pentru dumneavoastră, și de aceea aș vrea să le dezbatem împreună și să ne bucurăm împreună de, de această seară, și să încercăm împreună să găsim răspunsul la cele mai multe întrebări. Prima întrebare este: Gândește-te ce ținte-ți-ai pus pentru 2017, ce este important pentru tine, ce este cel mai important, poate, ce vrei să obții de la acest an. A doua întrebare este ce înseamnă pentru tine siguranța? Ce te face pe tine sigur? Ce înseamnă pentru tine ziua de mâine să fie sigură? Ce ți aduce cu adevărat siguranță în viața ta? Totul și împreună putem găsi acest răspuns în această seară. O a treia problemă ne confruntăm chiar în această zile. Insoarea a venit peste România și a venit atât de repede, dar foarte abundant. Codul roșu e prin toată țara, drumuri blocate, ne gândim și la mașini blocate în drum, ne gândim și la cei care n-au curent, la o grămadă de persoane, mai ales pe zona de sud-est sunt o grămadă de localități. Dimineața erau în jur de 100 de localități fără curent electric și altele care deja sunt în cod roșu și au început deja să se blocheze drumurile și, să, și în așa fel încât și mașinile să nu mai pot merge. De aceea dacă sunteți în această situație faceți cunoscut pentru că aici la Lumea în Obiectiv încercăm să facem cunoscut și în așa fel încât să se cunoască toată problema dumneavoastră, scrieți-ne și cineva trebuie să vadă și să intervină. De aceea, ca de obicei în România, suntem nepregătiți pentru acest fenomen și acest anotimp, pentru că niciodată nu reușim să fim în pas cu vremea. De aceea, în această seară, chiar vreau să discutăm despre cele trei subiecte și să le luăm pas cu pas și mi-ar plăcea tare mult să îmi scrieți aici și să vă spuneți părerea. În primul rând, ce ținte v-ați spus în 2017, ce înseamnă pentru dumneavoastră siguranță și cum este situația la dumneavoastră datorită acestei vreme nefavorabile. Ne bucurăm că în acest an suntem împreună și că putem să mai aducem și alte emisiuni, chiar un surplus de emisiuni, Eu mă gândesc la cele mai frumoase teme, dar și, put și voi puteți veni cu sugestii pentru această temă, teme pentru a le dezbate împreună la Radio Glas România, dar și la Lumea în Obiectiv aici, în direct. Împreună facem această emisiune, nu aș vrea să vorbesc doar eu, ci și mesajele voastre să vorbească mai mult decât aș vorbi eu, și împreună să facem echipă. Pentru că această seară e specială din punctul pentru că voi sunteți importanți, nu cel care prezintă în fața dumneavoastră. De aceea merită ca. Să încercăm să scoatem maximul în această seară de la dumneavoastră, și să încercăm să-i ajutăm pe cei de lângă noi, dacă știm situații, să scriem și să facem cunoscut. Iată primul mesaj, doamna Lumii Todoran, să vă binecuvântat și plin de pace. Mulțumim asemenea și dumneavoastră, ne bucurăm că sunteți împreună cu noi și ne urmăriți. Le mulțumim tuturor care ne urmăresc, îi salutăm pe această cale. Și așteptăm să intervină, să scrie mesaje, de ce nu, pentru că împreună facem această emisiune și să dezbatem împreună lucruri care sunt de interes actual, al vremii pe care noi o trăim. Mihai Joitoiu, ținta cea mai importantă este să luptăm mai mult pentru a rămâne lângă Dumnezeu. E foarte frumoasă gândul tău și cred că fiecare dintre noi ar trebui să luptăm pentru această țintă și ținta noastră să fie Hristos, pentru că datorită Lui ne sculăm în fiecare dimineață, datorită Lui avem picioare, avem mâini și urechi și minte și toate lucrurile și putem fi de folos celorlalți, să mulțumim pentru fiecare răsărit de soare și pentru zăpada care ne-a dat-o, dar și pentru cei de lângă noi pe care îi avem pentru că dar datorită lui și pentru sănătatea pe care o avem și că putem munci și putem face multe alte lucruri. E foarte important acest lucru, de aceea e o țintă frumoasă a domnului Mihai Joițoi, îi mulțumim și îi dorim să rămână o veșnicie împreună cu Dumnezeu și să fie alături de El și noi toți să fim împreună cu Dumnezeu. De aceea mi-aș dori să Discutăm uh, despre cele trei probleme, deci ținte, uh, cineva deja a scris despre ținte, așteptăm să vedem ce înseamnă pentru dumneavoastră siguranța, siguranța de mâine, uh, ce va duce siguranța poate din partea celuilalt sau din partea uh, lui Dumnezeu ce ați vrea, eu știu, siguranța, ce înseamnă pentru dumneavoastră. Apoi, situația din țară în urma ninsorilor abundente din ultimele 24 de ore, cum este situația la dumneavoastră, să facem cunoscut tuturor situația de la momentul de față pentru a ști autoritățile să intervină în situația dumneavoastră. De ce nu? Da, e bine de știut și de aceea așteptăm, așteptăm și mulțumim tuturor care au intrat să ne urmărească și sunt în direct cu noi. Mulțumim și Ștefanie, mulțumim și doamnei Luminița Tudoran, mulțumim și domnișoare Diana, dar și domnului Sorin că ne urmăresc la această oră și mulțumim tuturor că au ales să urmărească lumea în obiectiv, în direct, în această seară de 6 ianuarie 2017. Poate că este greu să ne învățăm cu 2017, dar cu siguranță ne vom obișnui și cu începutul ăsta de an. Și de aceea, haideți să ne gândim ce înseamnă și aștept să îmi scrieți în continuare la acest lucru. Mi-ar place să gândim despre siguranță, că siguranța nu stă în oameni și stă în Dumnezeu. Mi-ar place să fim noi cei care oferim siguranță, nu să așteptăm siguranța. Siguranța ne-o creăm prin alegerile noastre, prin lucrurile pe care noi le facem lângă Dumnezeu. Lucruri care sunt importante de zi cu zi. Fiecare alegere poate să ne aducă siguranță sau nu. De aceea merită să încercați să Căutați lucrurile care vă aduc siguranță, uh, care să veșnic, nu cele care sunt trecătoare. Uh, siguranță nu aduc lucrurile materiale care vin și trec, poate doar lucrurile care rămân veșnice, lucruri care ar trebui să punem mai mult preț pe ele. Pe ce pui uh, punem fiecare dintre noi uh, preț să ne aducă siguranță? Care sunt lucrurile care credeți că ar trebui să ne aducă siguranță în viața noastră? aștept răspuns din partea dumneavoastră să răspundem împreună la această întrebare. La ținte. Cea mai frumoasă țintă ați văzut-o deja. A scris-o domnul Mihai. Este vorba de Dumnezeu. Ce ținte aveți? Să ajungeți, nu știu, să faceți ceva ce face n-ați reușit în 2016. Să aveți ceva care vă doreați de mult. Lucru care e atât de important și ați visat de mult să-l aveți acolo pus bine departe și poate că anul ăsta reușiți. Ce așteptări aveți de la acest an? Ce dorințe? Ce vise neîmplinite? Ce lucruri care ar vrea să le împliniți în acest an? Dar ne întoarcem și la situația de la noi în țară unde toată țara este plină de zăpadă și de drumuri blocate, mașini blocate, oameni fără curent, fără înfometați, însetați și multe alte situații de genul ăsta. Am vrea să știm lucrul ăsta să facem cunoscut, să scrieți acolo, poate cineva vede mesajul dumneavoastră și scrieți pentru că situația nu e atât de simplă și dacă putem să le oferim ajutor, dacă suntem pe lângă ei Cercăm să facem lucrul ăsta, de aceea suntem împreună să ajutăm și pe ceilalți. Da, cuvântul lui Dumnezeu este o țintă bună. O țintă bună este cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, dar cred că mai sunt și alte ținte pe care fiecare dintre noi și le dorește și merită să le scriți așa cât se poate fiecare după cum gândește și așteaptă, pentru că e important să și gândești și să și aștepți în anul ăsta. Doamna... Da, știu. Și mă bucur că suntem albi, suntem frumoși, pentru că albiniștii așa suntem și ne bucurăm să fim o familie frumoasă. Și dacă aș fi numai eu, da, dar suntem destui albi și frumoși. Da, deci aștept de din partea dumneavoastră reacții. Reacții importante care să ne aducă mai aproape de unii de alții, pentru că ne-am propus ca în acest an să încercăm să fim mai aproape unii de alții de nevoile noastre, de nevoile celorlalți și să încercăm să le depășim împreună, că este greu să fii singur. Bun, uh, haideți să vedem cum este cu situația dumneavoastră, ia să vedem ținta mea este o, să continui lucrurile pe care le-am început în 2016, foarte frumos dacă ne-ai spune și ce se întâmplă ce s-a întâmplat în 2016 sau ce ținte ai pentru 2017, domnișoara Diana Cristina Dovai, n-ar fi rău și poate ne spui și ce înseamnă siguranța, poate ne spui și cum este situația în zona ta la momentul de față datorită ninsorilor, dacă sunt probleme și știi câte ceva, este bine de știut ca să putem ajuta și pe alții sau să facem cunoscut altora. Și toți ceilalți sunteți îndemnați la acest lucru pentru că e bine să cunoaștem acest lucru. Pentru a face cunoscut autorităților care poate ne urmăresc, de ce nu, dintr-o. să zic așa, dintr-o. Un accident, poate încearcă să dea click aici și să ne urmărească și să ne vadă și poate află de nevoia dumneavoastră. Da, un an frumos, un an plin cu zăpadă, început în forță. Mulți așteptam zăpada, Săniușu, așteptam lucrul ăsta, poate mai ales pe cei de la munte așteptau acest lucru, pentru că jocurile de iarnă sunt pentru mulți preferate. De aceea merită să luăm și partea bună a zăpezii, dar ne gândim și la cei care trăiesc în momentul de față, momente dificile datorită ninsorilor. Ne gândim la ținte. Cred că ținta ar fi să fim mai buni, mai răbdători, mai... Poate să dăm întâietate celorlalți mai mult, să încercăm să facem din noi oameni mai buni în ceea ce ne privește la locul de muncă, la biserică, la un... diferite activități, să fim mai buni în activitățile pe care le facem, să fim mai credincioși, mai... Mult, multe alte lucruri care mă gândesc că puteți să le completa și dumneavoastră și de aceea așteptăm să facem împreună aici, să completăm puzzle-ul și aștept cu mare drag să îmi scrieți. Apoi, gândindu-ne la țintele pe care aduc siguranță, ar trebui să gândim și la asta, nu? Care sunt țintele care vă aduc siguranță? Sau care este E o țintă sigură că o puteți împlini? V-ați gândit la lucrul ăsta? Putem să ne jucăm cu cuvintele, ce am putea să ne jucăm cu ele, dar aș vrea să știu de la dumneavoastră țintele pentru anul 2017, ce înseamnă pentru dumneavoastră siguranță și situația din țară la momentul de față datorită ninsorilor abundente din ultimele ore care a atins România, să spunem așa. De aceea mi-ar plăcea să comunicăm și să scriem și să răspundem împreună la cele mai multe întrebări. Haideți să gândim uh, despre acest lucru, despre siguranță. Siguranța de mâine toți se gândesc la un salariu bun, se gândesc la o casă mare, poate la, nu știu, la venituri foarte mari, mari, mai mari, mari și la nu știu, diferite lucruri pe care să le aibă și fără ca să le facă prea mult efort. Nu știu cât de satisfăcut este că siguranța pe care vrei să o obții îți aduce plăcere, bucurie, fericire. Siguranța este bine să o ai în limita în care să poți trăi, dar să-ți aducă și fericire și satisfacția că ai făcut acest lucru. Siguranța de mâine, ce înseamnă pentru tine? Ce înseamnă pentru noi? Ce ar trebui să însemne? Siguranța care poate să facă din ea idolul nostru sau nu. Pentru că nu ar trebui să ne legăm de lucrurile de aici, ci de cele de, de sus. De aceea ar trebui să facem cu mare grijă ce trebuie să facem și să ne gândim bine când luăm lucrurile așa cum trebuie. Siguranța nu e o, nu e o da, încredere pe care o avem în noi înșine. Păi, da, este siguranța de încredere. Trebuie să avem și încredere în noi că putem face un lucru. Este bine. Să avem încredere, încercăm să avem încredere. De cele mai multe ori, lucrurile din jurul nostru ne știrbește poate siguranța datorită dezamăgirilor, datorită lucrurilor pe care le întâmpinăm în viață, dezamăgirilor mai avem noi siguranță în ziua de mâine sau în prieteni sau în orice alt lucru. Când destituiește instituția la care lucrezi pe bandă rulantă, mai ai siguranța de mâine? Mai poți fi sigur de locul de, de lucru, de, de, muncă, de unde să-ți câștigi existența? Mare atenție ce înseamnă siguranța. În ce îmi pun încrederea? În ce mă asigur? Care sunt de care eu mă leg. La ora de avem minus 10 grade și zăpadă și ger. E bine. Da, sperăm că nu sunt situații deosebite vis-a-vis -vis de localitățile din prejurimi. Să fie probleme sau drumuri blocate sau altele. Dacă știi, ne poți da de știre. E, de aceea ar trebui să gândim bine la ceea ce înseamnă siguranță. Pentru că nimic nu este sigur. Totul este, azi poate fi, mâine nu poate fi. Sau ce este sigur? V-ați gândit ce este sigur? Sigur. Pentru că vorbim de siguranță. Ce este sigur pentru dumneavoastră? Ce aveți certitudinea că este siguranța? Ce aduce siguranță? Pentru că dacă stați să vă gândiți, nimic nu este sigur. Nici viața pe care o trăim. Dumnezeu poate să o încheie într-un minut, poate să o încheie într-o zi, poate să o încheie într-o săptămână, într-o lună, într-un an sau zece sau oricând ar dori el. Nimic nu este sigur, de aceea pentru dumneavoastră ce este sigur. Pentru că ar trebui să ne gândim mai mult la viața noastră. Ar trebui să ne gândim mai mult unde suntem noi acum, unde ne aflăm, ce se întâmplă cu noi. Dacă suntem pe un drum bun, dacă avem uh, siguranța că chiar putem fi mântuiți, fi împreună cu Dumnezeu, împreună cu cei dragi, avem siguranța asta. Sunteți siguri de acest lucru? Sunteți pregătiți pentru lucrul ăsta. De aceea, ce înseamnă siguranță? Poate că este banală întrebarea sau poate vi se pare că o, nu, nu e nicio problemă, siguranța mi-o creez eu și ești sigur. Gândiți-vă că ați poți să faci totul și mâine să nu mai ai nimic. Poate că siguranța unora se bazează prea mult pe lucrurile materiale, pe lucrurile care sunt acum aici, dar pentru celelalte veșnice. Cât punem noi preț ca să ne aducă siguranța veșnicii? Pentru că, uitați-vă că de la o zi la alta, uitându-mă la evenimentele pe care le avem în jurul nostru, nu aduc siguranță, nu aduc lucrurile atâta siguranță. Toate sunt schimbătoare, toate lucrurile se schimbe de la o zi la alta și nimic nu pare Sigur. Și la guvernul României. Azi poate fi un ministru, mâine altul. Dragii mei, siguranța noastră stă în caracterul nostru, stă în atitudinea noastră, stă în comportamentul nostru. Oamenii se uită lucrul ăsta. Dai siguranță tu oare prin ceea ce faci? Pentru că trebuie să ne gândim. Dacă noi dăm siguranță ca oameni, dacă suntem oameni lui Hristos care dăm siguranță celorlalți prin tot ceea ce facem. Pentru că este timpul ca noi să ne pregătim pentru veșnicie. Suntem cu o zi mai aproape de revenirea Domnului Hristos. De aceea suntem noi siguri pentru că revenirea sa este aproape. Suntem siguri de ce ce facem și ce zicem și ce spunem. Suntem o siguranță pentru ceilalți, suntem chemați să i aducem și pe ceilalți alături de noi pentru a gusta din împărăția cerului și viața veșnică. Să avem un caracter care să fie pregătit pentru cer, asta duce siguranță. Cât timp ai o inimă curată, asta cred că duce siguranță, dragul meu. Pentru că dacă nu ai o inimă curată, dacă ești cu lucruri care nu ți aduc cinste, mai siguranța zilei de mâine. Poți dormi sigur pe perna ta? Poți face lucrul ăsta? E o întrebare la care noi trebuie să răspundem, la care trebuie să ne gândim. De aceea e bine să vorbim și să discutăm împreună despre acest lucru. Siguranța în ce În de ce mi-o prind? Pe ce temei? Țintele mele pe ce se bazează? pe ce le pun, la ce, ce trebuie să fac cu ținta mea. Care este ținta mea? Să ajung mare în lume sau să fiu în cer pentru totdeauna? Ce înseamnă să fiu mare în lume? Asta este o țintă sau nu? Da, haideți să vedem ce spune domnișoara Diana Cristina Tovai. Cum spuneai și tu, suntem siguri de existența lui Dumnezeu. Cu cât vom gândi mai pozitiv, vom deveni mai siguri pe noi și vom oferi siguranță celor din jur. Gândirea pozitivă este benefică. Atragi cu sine toate lucrurile pozitive. E adevărat că lucrurile negative nu îți mai oferă siguranță. Teama te destabilizează de la siguranță. Dar nici așa cât de pozitiv ai fi, cât ai încerca să fii, nu uita că nimic nu este sigur. Pentru că Dumnezeu vrea să fii ucenicul său. Și ca atare. Pentru că vrea lucrul ăsta, vrea de la tine totul. Și când vrei totul, vrei tot binele pentru celălalt de lângă tine. De aceea, siguranța înseamnă atitudine, comportament, dărnicie, timp, Dragoste și disponibilitate, consacrare permanentă. Ești gata să fii un ostaș sigur pentru Hristos și pentru cei de lângă tine? Pentru că pentru asta trăim, de fapt, până la urmă, suntem o unealtă în mâna lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, acolo unde suntem, unde lucrăm, unde avem noi proiecte, unde suntem la școală, la facultate, unde ne aflăm noi, fiecare dintre noi. Ce? Te-ai gândit vreodată la lucrul ăsta, tânărule, tânără, cel care ai inima tânără? Te-ai gândit la lucrul ăsta, care i scopul tău în viață? Cui dai tu siguranță? Tu ceri siguranță, dar tu oferi siguranță. Când te duci la lucru, faci exact ce, ce trebuie, oferi siguranță firmei tale sau cabinetului tău sau spitalului sau unde lucrezi, instituții, prin ce ce faci. Tu ceri siguranță de la ceilalți. Tu câtă siguranță oferi. De aceea trebuie să ne punem mari uh, probleme la uh, situația sa. Să ne punem puțin față în față cu noi înșine. Să ne punem față în față dacă noi suntem loiali și încercăm să facem ce ce trebuie. De aceea, Uitați și cu ninsorile. Cât de pregătiți am fost. Mă refer la autorități că aici cât de pregătit, dacă vine o astfel de ninsoare, te poate prinde. Sau tu cel care ai plecat la drum, dacă ai știut avertizarea, te-ai asigurat poate, ai aflat că vremea este rea. De ce? Totuși, vezi, partea asta de sigur că o să fie bine, da, este bună, dar dacă eu sunt atenționat, de ce merg pe totuși pe siguranța mea și nu ascult încă să devin puțin și prudent? Siguranță înseamnă și puțină prudență, dragii mei. Nu înseamnă să mă arunc cu capul înainte. Pentru a mă duce după val. Să analizez înțelepciune înseamnă siguranță. Înseamnă și asta. Să și gândesc puțin. Pentru ca să am siguranță trebuie să și gândesc. Nu pot să merg cu capul înainte, eu merg pe pozitiv, nicio problemă și mă trezesc n-am nămeți. Dacă vezi că se dau la știri sau se, se face prognoza, te uiți pe știrile de seară și tu pleci dimineața și te trezești apoi. Acum este vina. De, de aceea trebuie să luăm în fiecare lucru, Dumnezeu spune să fim înțelepți. Siguranța noastră ține de înțelepciunea pe care o avem. De gândirea pe care noi o fabricăm. E foarte important lucrul ăsta. De aceea, siguranță înseamnă să pleci cu Dumnezeu de dimineață până seara. Să pleci la studiu, la rugăciune și să lucrezi pentru El în, în, toat, în cele mai mici lucruri. De aceea, încercați să faceți un stil de viață din acest lucru pentru a fi înțelepți așa cum Domnul a fost înțelept cât a trăit pe Pământ. Domnul Iisus Hristos a fost trimis de Tatăl. De aceea, Învățați să fiți înțelepți, fiți prudenți, întâi gândiți și apoi acționați. Asta înseamnă siguranță. Nu faceți și apoi gândiți. Aia nu mai înseamnă în siguranță. Aia înseamnă în cumetare. Ah, da, uneori pierdem siguranța celorlalți, de devenim mai siguri pe noi înșine. Uneori oferim siguranță celorlalți, devenim mai siguri. Da, oferă lucrul ăsta, dar ce oferă ție uh, o, o parte sufletească mult mai uh, bună. Dar siguranța de a oferi-o celorlalți trebuie să o ai tu mai întâi. Mai întâi de, se spune că... Înainte să ofer celorlalți, trebuie să te simți tu sigur pe tot ce, ce faci și pe alegerile pe care le faci. Dar înțelepte, de asemenea. Nu vorbim de cele neînțelepte și apoi o dăm în bară. De aceea, vedeți dumneavoastră cum e cu siguranța. Siguranța nu se oprește doar la ziua de mâine. Se oprește în toate lucrurile pe care noi le facem de zi cu zi. Noi ar trebui să gândim bine. La tot ceea ce facem, la tot ceea ce spunem, la tot ceea ce Ce facem de zi cu zi. De aceea merită să vă gândiți la lucrul ăsta. Nu încercați să faceți totul din uh, intuiție sau din pură, așa, din instinct. Încercați să fiți înțelepți pentru a avea o siguranță. Siguranța se oferă și apoi se primește. Ca și dragostea. Nu ai cum să oferi acest lucru și nu ai cum să ajungi acolo cât timp tu nu ești un om care oferi siguranță. Și ca să vorbim de lucruri concrete, gândiți-vă că la lucru de muncă, pentru că este cel mai comun lucru, oriunde ați fi, sau în proiectul dumneavoastră de biserică sau în lucru cu oamenii, Oferă-le siguranță, oferă-le toată dragostea, oferă tot timpul, oferă toate abilitățile tale. oferă să se simtă singur, sigur lângă dumneavoastră, prietenia dumneavoastră, dar și ajutorul dumneavoastră. La serviciu și -au acolo în proiecte oferă totuși calitatea, nu cantitate. Nu faceți multe lucruri și nu duceți niciunul la capăt. Începeți un lucru și duceți-l la capăt. Și luați-le pe rând pentru a reuși. Oferiți acea siguranță că se poate baza omul pe dumneavoastră. Asta înseamnă siguranță, să se poată baza cineva. Domnule știu că ăla vine, ăla face. nu Asta nu înseamnă o mare siguranță pe care o ofer Seriozitatea dumneavoastră, um, cât de punctual ești, cât de atent ești, cât de serios ești acolo unde mergi. Fiți onești, fiți loial acolo unde sunteți. Fiți oameni al lui Dumnezeu. Fiți cinstiți, fiți tot ceea ce se poate fi un om al lui Dumnezeu, om care spune că este credincios și îl iubește pe Iisus Hristos cu toată inima. Asta înseamnă siguranță. Siguranța asta aduce omul altfel. Siguranța asta aduce dorința celuilalt de lângă tine de a trăi și el la fel ca tine. Siguranța asta aduce că tu ceea ce faci, poate și el să urmeze. Poate și el să zică, vreau și eu să trăiesc la fel ca tine. La un moment dat, el îți va urmări fiecare pas până la un moment dat când va zice, da, vreau și eu. Cu adevărat, Hristos lucrește în inima ta. Cât timp tu nu vei face lucrurile astea, nu vei demonstra Lumea te va îndepărta și nu vei fi omul care oferă siguranță, și vei fi înlocuit cu altul care oferă siguranța de care au nevoie. Asta este siguranța. Oferă totul uh, transparent. Fii un om deschis. Fii un om care oferă uh, profesionalism chiar. Oferă tot ce are este mai bun. Să facă bine celor de în jur și să facă totul așa cum trebuie. Bine făcut și bine gândit și normal. De aceea, uitați, vedeți câte lucruri putem găsi la siguranță. Siguranța. Și țintele noastre țin de siguranță. Să nu ne hazardăm la niște ținte înalte și apoi să fim dezamăgiți. Să nu ne hazardăm că vreau să fiu, poate. Președinte sau mare doctor, dar eu nu, nu sunt pregătit pentru lucrul ăla. Sau vreau să conduc o mașină, dar eu nu văd pentru a face lucrul ăla. Puneți-vă ținte reale. Încercați ca să puteți să le atingeți. Încercați cu țintele cele mai reale posibil care se pot împlini și apoi, pas cu pas, pregătiți-vă pentru cele care vreți să le împliniți. Pentru a te împlini, ca doctor, sau medic, sau jurnalist, sau electrician, orice altceva, pregătește-te înainte. Și cu siguranță ținta ta poate fi împlinită. Dacă nu te vei pregăti, nu vei lupta pentru lucrul ăla, nu te vei duce la capăt, nu vei reuși. Ia o pas cu pas și, indiferent că ești refuzat, de, de, persoane. Tu mergi mai departe la alte persoane. Cu siguranță vei fi acceptat. Vei fi și omul care cineva va spune am nevoie de tine. De aceea, puneți tinte reale care le poți împlini și cu siguranță Dumnezeu va răspunde la cererea ta. Dacă ești un om real, nu încerca să ceri ceva care nu poți face sau este doar un vis. Că s-ar putea să-ți pară rău, pentru că s-ar putea să dai chix și să nu reușești. De deci, ce? Cercă pas cu pas pentru a ajunge la ținta finală. Ăsta este scopul tău și al meu pentru 2017. Să încercăm să scoatem tot ce este mai bun de noi și din toate uh, zăcămintele inimii noastre și a talentelor noastre să le punem pe masă în fața lui Dumnezeu pentru a le împlini pe deplin după voia sa. Lasă suntem chemați fiecare dintre noi să încercăm să facem ca țintele noastre să fie reale, ca siguranța noastră în țintele noastre reale să fie o binecuvântare. De aceea mă, mă gândesc și la cei care sunt în, acolo cu probleme. Ca cei care sunteți pregătiți pentru acest lucru, interveniți, nu-i lăsați. Pentru că chemarea asta o aveți de la Dumnezeu și trebuie să înțelegeți că faceți tot ce este mai bun și răsplata vine din cer. Nu așteptați de la oameni. Este important lucrul ăsta cât timp v-ați angajat la acest job, la acest lucru de a salva oameni. Duceți până la capăt. Este cea mai mare satisfacție de a salva un om de la moarte sau din fric sau din nămeți sau din oriunde veți avea uh, o satisfacție sufletească enormă, care numai dumneavoastră o puteți resimți. De deci, ce încercați să vă faceți lucruri până la capăt, indiferent ce se întâmplă și cum este. La aceasta sunteți chemați și nu, nu, vă lăsați. Știu că este greu, știu că este dificil, dar răsplata lui Dumnezeu este mai importantă decât răsplata din partea unui om pe, poate pe care o așteptați. Nimic altceva nu e mai important decât răsplata din cer. Mai aștept din partea dumneavoastră să vedem care sunt țintele dumneavoastră, ce va face pe dumneavoastră să fiți în siguranță, cum este situația pe la dumneavoastră prin țară, mi-ar plăcea să știu, și să încercăm să facem cunoscut situația dumneavoastră și să dăm de veste celor care ne urmăresc și autorităților prin acest canal de Facebook care ne pot urmări, oamenii ne pot urmări și ne pot lua aminte și pot spune acolo repede și pot fi o salvare de aceea suntem unii pentru alții să ne ajutăm în așa fel încât cum putem și prin toate să zic așa, oportunitățile deschise de Dumnezeu prin internetul acesta, de aceea merită să facem lucru bine făcut și cu toată inima deschisă față de Dumnezeu și de semenii noștri. Da, frumos este când ninge, cam povești. Astăzi am avut ocazia să vedem lucrul ăsta în București. În București în care în momentul de față iese zăpadă multă, se merge greu pe șosea, se merge cu cam 40-50 la oră. De aceea am vrea să știm că fiecare dintre voi sunteți bine și să ne bucurăm de fiecare veste bună care o primim. Avem zăpadă și ceață destulă, se mai ninge și la această oră. Avem minus 7 grade la București. Și, am spus, traficul este normal, dar la o viteză foarte redusă. Cred că mai sunt străzi în capitală care încă nu au fost desfundate. Unii au rămas și fără curent electric și rămăsese prin scară blocați de dimineață cu interfonul și nu mai puteau ieși din casă. Au mai fost și altfel de situații. Și sunt, cred că, mai multe situații de genul ăsta prin capitală și alte evenimente pe care nu le știm pe lângă capital. Știm că destul de afectate sunt Constanța, Ialomița, Călărași, erau dimineață destul de izolate, pe partea asta Buzău, Brăila, Galați, Vrancea, la fel sunt în, întroeniți cu totul, ca să spunem așa, sunt blocate, de aceea ar trebui să luăm seama că partea asta de sud-est este deja paralizată, să spunem așa, și încă ninsurile cred că mai, mai continuă în această noapte și de aceea trebuie să fim cu ochii în patru. Pe această situație, și să intervenim, cei care suntem puși acolo din partea statului pentru a salva aceste vieți care au nevoie de ajutorul nostru. Da, de aceea știm că și prin partea nord-vestică erau nemeții destul de mari pe partea. Maramureșului, Crișanei, unde de asemenea și acolo erau ceva probleme semnalate în această dimineață. De aceea, mai în toată țara sunt probleme cu. Cunămeții și după ultimele 24 de ore de uh, soare uh, există astfel de situații și de aceea mi-ar plăcea să interveniți, dragii mei, pentru a-mi scrie despre situația dumneavoastră din țară, pentru a face cunoscută către uh, autoritățile uh, din România. Uh, da, haideți să vedem uh, despre. Uh, Uh, cum ar trebui să gestionăm lucrul ăsta? Cum vă spuneam uh, și mai de asigurați-vă înainte de a pleca și nu vă înhămați la un drum mare sau chiar deloc uh, Anulați-l pentru a nu rămâne în nămețe, mai ales în perioada asta în județele care le știm că sunt de așa blocate Mai ales Digi24 vă ține la curent cu informațiile de ultimă oră, intrați pe site pentru a vedea ce se întâmplă la momentul de față și în fiecare moment în aceste zile, pentru că temperaturile vor ajunge până la minus 20-25 de grade Celsius. În mai toată țara, mai ales în zonele muntoase, vor fi și mai și mai frig. De aceea nu plecați la drum. Ne asigurați sau mai ales la cele brocate deja anulațiile stați bine în casă la căldură și lăsați să treacă această perioadă și apoi reveniți la activitățile pe care vi le-ați propus pentru ca să fiți în siguranță. Pentru că tot vorbim de siguranță. Este una din ideile serii siguranța. Deci să aflăm. Ce înseamnă pentru dumneavoastră siguranță, care sunt țintele și situația din țară. De aceea vorbim de siguranță și asta este o siguranță dacă veți fi puțin, veți calcula înainte de, de a pleca, dacă merită plecat la drum în această perioadă sau nu. De aceea vă recomand să stați acasă pentru a trece peste situația asta dificilă și apoi puteți să vă reluați din nou activitatea dumneavoastră pentru a fi în siguranță și a putea fi de folos la un moment dat pentru ceilalți că, dacă vă înhămați, ar putea să sănătatea dumneavoastră să vă puneți oarecum în pericol și apoi dumneavoastră veți avea de suferit și nu veți putea fi de ajutor și nu veți putea rezolva problemele necesare pe care dumneavoastră le aveți de dus la capăt. De aceea mă gândesc că în această perioadă um, pentru dumneavoastră să vă abțineți de la um, o face pe Breji, ca să spunem așa, pe cei care pot um, și să fiți puțin prudenți înainte de a lua decizii de a pleca la drum. Uh, nu ar trebui să așteptăm mereu ajutor, doar de la autorități. Sunt lucruri pe care le pune le putem face și noi. Da, le putem face și noi să nu plecăm la drum, de acord, sau să nu ne înrămăm, să nu punem autoritățile uh, pe după noi. E adevărat cât ar munci ele să desfunde drumuri și lucrurile, dar cred că și noi trebuie să fim mai înțelepți pentru a nu pleca de acasă, să nu ne încumetăm și să stăm bine, mersi, să, să, să nu facem lucrul ăsta. Ca asta cred că mai înseamnă și puțin încumetare, cât am avea lucruri și dacă totuși vedem vremea că este neprielnică, ar trebui să nu nu forțăm nota și să plecăm de acasă, mai ales dacă nu avem nici mașinile asigurate sau nu avem cauciucuri de iarnă sau lanțurile sau tot ce trebuie pentru a fi pregătită bine mașina de a merge la drum. De deci, aceea am mare atenție, dragi șoferi, pentru această perioadă, mai anulați din curse pentru a fi bine pentru dumneavoastră în principal și pentru mașina dumneavoastră, pentru a putea să o folosiți în următoarea perioadă, că acum și mașina poate fi stricată, dar și sănătatea dumneavoastră pusă în pericol. De aceea, mare, mare, mare grijă. Mai că temperaturile vor fi destul de scăzute, de cum v-am spus mai devreme. Putem și noi să curățăm zăpada din fața blocurilor și a caselor. Da, și asta este o treabă. Poate că amenziile nu au fost aplicate de multe ori și de aceea zăpezile din fața blocurilor și a caselor și a instituțiilor încă mai stau troiene și în capitală, dar și în țară și ar fi de bun simț cei care pot face lucrul ăsta să și au mașini sau altceva să poată să intervină pentru a debloca drumurile fiecare în dreptul lui acolo pentru a se putea circula, dar în același timp și pentru propria mașină dacă o ai în parcare. Și pentru cei care au în fața casei, de asemenea, și ei sunt rugați pentru ca circulația să fie normală pentru toți cetățenii orașului sau locului de la țară. Adică ar trebui ca fiecare mână de la mână să ajute în sensul acesta important ca fiecare să aibă grijă de acest aspect. Dar și cei care sunt puși pentru lucrul ăsta, pentru că și noi facem, dar și cei care uh, sunt puse de autorități, ar trebui să vină și ei să facă. Uh, um, omul trebuie să facă, e adevărat, uh, are datoria lui acolo, dar și autoritățile uh, ar trebui să aibă în loc de măturători. Știu că vin și desfundă de străzile uh, cei care sunt uh, pe locurile astea și de aceea și ei trebuie să iasă la zăpadă și să ajute cetățenii împreună cu ei să facă o treabă. Cu cât mai mult cu cât mai bine și știu că prin străinătate, dacă îmi aduc bine aminte, nu prea apucă zăpada să facă troene și sunt acele substanțe pentru a topi zăpada și a fluidiza drumul pentru trecător dar și pentru uh, șoferii care uh, conduc uh, mult și vor să aibă un drum cât mai curat pentru a evita orice neplăcere și orice accident neprevăzut. Da, de aceea îndemnăm pe fiecare să-și creeze singur siguranța, pe a merge pe stradă pentru a nu se trezi cu o mână ruptă, un picior rupt sau un spate sau probleme mai grave pentru că au fost situații în care a fost neplăcut și de aceea spitalele s-ar putea umple în această perioadă de mâini și picioare rupte, sincer să fiu. De aceea chiar îi rog pe cetățeni să fie atenți la aceste lucruri, cum merg pe stradă, să-și ofere siguranță pentru că o să vină ghețușul, mai ales în următoarele ore, după temperaturile scăzute și de aceea le oferim în așa fel încât să își caute antiderapante pentru a putea merge în siguranță, pentru a nu avea probleme, pentru că este greu să ai o mână ruptă sau un picior rupt sau o coastă sau orice altceva care să poată să creeze dificultate în așa fel încât, sincer să fiu, te poate imobiliza la pat și să nu mai fi bun de muncă pentru o perioadă. E, 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 mai ușor dacă ajutăm fiecare din noi unde is, mulți puterea crește. De acord? La noi în București, domnule Cristian Capus, zăpada tot curge, tot curge până a să o dai la o parte, vine alta. În perioada asta, puține șanse de a putea să o dai la o parte. Deci, dacă te-ai uitat puțin pe canalele de știri, vei vedea câtă zăpadă avem. ne putem trimite și la tine la Galați. Dacă dorești, dacă n-ai suficientă, suficientă, pentru tine, pentru a te da cu Sania liniștit și de a te bucura de zăpadă și să faci bulgăreală cu prietenii. Da, uh... am răspuns aici. Salutăm și pe Laura Dănilă care ne, ne urmărește, ne poate scrie și ea despre țintele ei, siguranță, ce înseamnă pentru ea, siguranță, dar și pentru um, situația de la ea, de la Botoșani, buto, cum e acolo. La tine, Cristi, cum este la, la Galație, situația, dacă sunt lucruri um, de, importante de remarcat, vis-a-vis -vis după această avalanșa de ninsoare și ceilalți care ne urmăriți, scrieți-ne despre țintele dumneavoastră, ce înseamnă pentru dumneavoastră siguranță, dar și starea vremii și situația din teritoriu după o abundență masivă de ninsoare din ultimele 24 de ore. E urgie, da, te cred că este urgie, dar acum ce să facem? Mai ales pentru tine, preferabil să stai în casă, să nu ieși decât la o bulgăreală și apoi să te întoarci în casă cu prietenii pentru ca să nu pățești alte probleme de sănătate, pentru că mai ales că este foarte frig și cu gheața asta poate să creeze multe surprize neplăcute, de aceea merită să ai grijă puțin în a gestiona uh, urgia de care tu îi spui vremea asta urâtă și neplăcută pentru mulți care nu pot ieși și îi ține legați de patul casei. Ha. Ah bate vântul foarte tare. Hei, păi, pe în toată țara e viscol, codul roșu și de ninsoare, dar și de viscol. Deci spuneam mai devreme că Galați, Brăila, Vrancea și Buzău sunt afectate și sunt drumuri blocate și sunt zone poate neiluminate și pă, cu siguranță acolo zonele sunt cele mai afectate în momentul de față, urmate pe partea asta de Ialomița pe partea asta, la altă, Constanța, Călăraș, la fel de poate și o parte din București și Ilfov, pe, pe lângă satele marginașe sau din împrejurimile Bucureștiului. Cu siguranță sunt și acolo probleme, de aceea am. Și mai sunt și alte probleme în țară, sunt fel convins, de aceea aștept să ne scrieți pentru lucrul ăsta și să facem cunoscut oamenilor de lângă noi. Mă rog la Dumnezeu să nu cadă căldura, că atunci chiar o să avem nevoie de susținere. Da, pentru că apoi se creează inundații, de acord cu tine, momentan nu se anunță vreme de căldură, se anunță vreme de tortură cu minus 20-25 de grade. Deci un ghețuș, faci un derdeluș bun pentru o sanie bună, pentru a te juca ca și bebelușii de 5, 6, 7, 8 ani care le place să facă oameni de zăpadă și apoi să înghețe, să fie frumoși și apoi să se dea pe derdeluș. Este bucuria copiilor și poate unor mari. Da. De aceea, dragii mei, ne apropiem cu paș repes de finalul ediției de astăzi. Mai avem puțin timp, mai așteptăm mesajele dumneavoastră să ne spuneți țintele, ce vă aduce siguranță dumneavoastră, dar și situația din țară. Lumea în obiectiv își propune în acest an pentru a aduce talentele cele mai frumoase ale dumneavoastră. Dacă aveți oameni care au talente, care vor să să se lanseze. Îi aștept cu drag, nu contează că e persoană cu dizabilitate sau normală, uh, pentru a îl scoate în evidență. Da, scoate tot ce este bun dintr-un om. Valorile unui om sunt importante, de aceea mi-am propus în această an să aducem câte mai multe persoane din anonima să le scoatem. Să scoatem tot ce este mai bun din ele și pentru a le oferi siguranța că au susținerea noastră și de ce nu, dacă vor lucra și vor fi cinstiți, și vor face toată, cu toată inima Vor reuși și ei Pas cu pas Cu răbdare Dumnezeu dă rezultate mari În toate lucrurile De aceea siguranța dumneavoastră și țintele dumneavoastră țin, uh, Alegeți-le bine Pentru a reuși Să nu se oprească căldura Centralizată La asta mă refer oh, da, Dacă se oprește E mare baică de cum îți spuneam mai devreme, sunt unele zone care deja nu mai au căldură, și stau în frig, fără lumină, și cu zăpada mare la ușă. În, pe lângă orașele de care spuneam, județele de care îți aminteam și codul roșu care încă continuă să fie prezent. Pentru mai multe detalii, pentru tine și pentru toți cei care îmi digi24.ro este cel mai sigur trust de informare pentru fiecare cetățean. Eu îl recomand cu plăcere și dacă vreți să știți înainte de a pleca la drum, indiferent unde vreți să plecați, informați-vă. pentru că ei sunt la, din moment în moment sunt cu știri la, la, zi, dar și la oră pentru a ști cum este starea în țară De aceea Intrați acolo pe digi24.ro Pentru a afla toate informațiile Utile de, din ulti, de ultimă oră Bun Deci țintele Cu siguranța Dumneavoastră Vedem noi ce se întâmplă Dar și vremea din țară Pentru final mă gândesc să vă Aduc așa câteva gânduri din ce am vorbit în această ediție, am vorbit despre țintele noastre pentru care le punem doar în Dumnezeu și lucruri care dăinuiesc, ținte care să fie realiste, lucruri importante pentru viața noastră, lucruri care le putem face cu adevărat, să ne le punem țintă, și cele care chiar vrem mai mult să putem învăța mai mult, să ne dezvoltăm cât mai mult și să facem din noi niște oameni nici de a fi oameni după inima lui Dumnezeu, asta să fie ținta noastră principală. Siguranța ne o creem singuri și trebuie să fim niște oameni siguri în tot ceea ce facem prin înțelepciune, prin gândire, prin alegerile noastre și să fim niște oameni de siguranță la locul de muncă, la biserică, în proiectele în care suntem implicați și în toate lucrurile care le facem de zi cu zi. Fiți o siguranță pentru oamenii din jurul dumneavoastră, pentru că e important lucrul ăsta și fiind siguri pentru cei din jurul dumneavoastră, cu siguranță veți reuși. Vremea, fiți prudenți, nu plecați la drum, dragii mei, că vremea este destul de uh, neplăcută și de aceea um, s-ar putea să rămâneți uh, blocați pe drum și... E de preferat să vă salvați și mașina, dar și sănătatea dumneavoastră. La ora ne scrie, o salutăm și să vedem ce scrie. La Botoșani. E vânt ger care arde și iată a început să ningă. În acest an am obiective cum le spunem în această seară de de lungă durată sau pe termen lung care de dragă Mircea se vor îndeplini. Așa, a, se vor îndeplini cu ajutorul lui Dumnezeu negreșit. Credința și speranța mă determină să sper asta. Acum îmi doresc să trec cu bine peste episodul iernii. Vă îmbrățișez pe toți. O seară a, bună! Mulțumim! Pentru informații, ce înseamnă pentru tine siguranță, dacă vrei să ne răspunzi la întrebarea asta, sau ce ar trebui să însemne pentru noi siguranța, pentru că e importantă această temă: ce înseamnă siguranța și să-ți ajute Dumnezeu să ai toate țintele împlinite. Asta e important ca ținta ta să fie pe deplin și să fie realist și să fie după voia lui Dumnezeu pentru a fi de folos oamenilor din jurul tău. Da. Mai așteptăm și pe alții ne pregătim de final așa. De cum vă spuneam despre ținte și despre aceste lucruri, noi trebuie să rămânem siguri pe ceea ce facem, pe ceea ce ne dorim, pe ceea ce vrem să împlinim și să fim siguri că sunt realiste și dacă vrem ceva mai mult să luăm pas cu pas de a ne pregăti pentru că vom reuși. De aceea, dragii mei, mă bucur că am avut ocazie și oportunitate la început de an să vorbim, să discutăm, să povestim și să discutăm despre țintele noastre, despre speranța noastră, despre chiar despre speranță, siguranță și despre Sarea Veremii. Ținta mea ar fi ca emisiunea aceasta să fie una și mai uh, ascultată și mai privită, dar și mai uh, plină de evenimente frumoase și cât mai mulți invitați. Doresc credință în Dumnezeu și să rămânem cu toții acolo, asta îmi doresc, ceea ce vă doresc și dumneavoastră de fi lângă Dumnezeu și să fim pentru viața veșnică și cele planuri care au mai început prin 2016 să fie împlinite în când Domnul a vrea și să le ducem la capăt și să fim oameni de stoinici, acolo unde lucrăm, să fim oameni după inima lui Dumnezeu și să fim cât mai aproape de Dumnezeu, asta e foarte important. Siguranța pentru mine înseamnă când îl ai pe Dumnezeu, ai siguranță în toate. Siguranța pentru mine înseamnă că dai celorlalți siguranță prin profesionalismul tău, prin atitudine, comportament, și cinste, o, onestitate, loialitate, punctualitate, perseverență și tot ceea ce faci și faci cu toată inima, după inima lui Dumnezeu, asta înseamnă siguranța pe care pot să o ofer oamenilor. Asta înseamnă pentru mine să fiu satisfăcut că o, o pot oferi siguranță și am siguranța mâine, zilei de mâine. Pentru cei care, îmi doresc pentru cei care trec prin momentul ăsta de cuninsoarea, ceilalți să nu înceapă să intre în disperare, ci pur și simplu să stea liniștiți acasă, să treacă perioada și să... Iar pentru ceilalți am doresc să scape cu bine, să fie bine pentru ei și să reușească de a se duce, să ajungă bine acasă și de autoritățile să intervină cu bine în situația lor. Îți doresc să ai un, un sabat binecuvântat, mulțumesc, fericit, Mihai Joițoiu. Laura, siguranța, un subiect generic, complex, personal. Siguranță înseamnă să stabi, stabilitate economică, financiară, san, sănătate și stabilitate psiho-emoțională. Dumnezeu să dea și lucrurilor astea siguranță. Siguranța ești tu. Siguranța tu o oferi. Siguranța ești tu, alegi să fii o siguranță pentru ceilalți. Tu ești cel care dai siguranță. Tu poți face sigur toate celelalte. Până la o nouă ediție, dragii mei, vă spun toate cele bune, să aveți o seară frumoasă și o săptămână binecuvântată de Dumnezeu și să aveți parte de emisiuni cât mai frumoase la Radio Glass România, dar lumea în obiectiv, rămâne obiectivă într-o lume subiectivă. Mircea Cosel vă spune toate cele bune și vă așteaptă pe pagina lui aici, în direct, în fiecare vineri seara de la ora 21. Și îl găsiți acest material și pe Radio Glass, România și Lumea în Obiectiv. Numai bine! Noapte bună!